Este ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. A fost ședință a coaliției și au stabilit candidaturi comune și la nivelul județelor. O să vi le arătăm pe toate: Timiș, Brașov, Bacău. În discuție au rămas și Mureș, Satu Mare, dar se discută și despre sectoarele din București după ce au anunțat un candidat comun la capitală. Nu știm încă în mod oficial cine va deschide lista la europarlamentare, dar pe surse vine informația că Mihai Tudose va fi cel care va deschide lista ce s-a cedat PNL-ului în acest caz. O să analizăm, o să discutăm și tot în ediția de astăzi despre tupeul fantastic pe care l-au și Vlad Pascu, dar și dealerul lui Maru. Cer în continuu să fie liberi pentru că vor să-și refacă viața, pentru că vor să demonstreze că au înțeles ceva. Dar ce se întâmplă cu cei care au murit, cu familiile acelor tineri? O să discutăm tot în ediția de astăzi de la ora 16 și despre majorările la pensii, pentru că ministra anunță o a treia majorare. Calculele și ce se întâmplă cu recalcularea le facem de la ora 16, iar de la 17 o să analizăm ce s-a întâmplat de fapt în Moscova cu acel atentat terorist. Sunt însă atacuri foarte puternice ale Federației Ruse la Kiev. Ambasada Americii spune că Rusia trage cu rachete hipersonice. Avem foarte multe subiecte, rămânem împreună 3 ore, începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această prima oră, printr-o legătură video alături de noi, Silvia Dinică, este senatorul USR, mulțumesc foarte mult. De asemenea, ni se alătură din partea PNL Daniel Ciungu, consilier local sector 1, mulțumesc Daniel. Și alături de noi jurnalistul Ciprian Purice, mulțumesc Ciprian. Salut, mâinile, mulțumesc și eu. Începem așadar cu discuțiile din coaliție. Daniel Ciungu, ultimele informații sunt că veți avea candidaturi comune la Brașov și la Bacău, la Timiș, acolo unde la primărie va fi un candidat al PNL-ului, fostul primar Robu, iar la Consiliul Județean Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, la Bacău probabil ministrul mediului domnul Fechet. De asemenea, cum spuneam, la Brașov revine fostul primar Scripcaru în cărți, iar la sectoare, sectorul 1 la PNL, 6 oricum aveți primarul, 2 și 5 la PSD, mă rog, e și 4 tot la PSD, ați ieșit pe minus la București. Deci mergem cu liste comune, înțelegem, în foarte multe locuri din țară, acolo unde nu aveți primari sau președinți de consilii județene în funcție. Acolo unde există într-adevăr alți primari sau alți președinți de consiliu județean în general, la Timiș având, bineînțeles, președintele consiliului județean, am ales să mergem ca o alianță împreună, la fel cum facem și la București. Cred că este important să oferim și orașelor mari din România oportunitatea de a avea dezvoltare în continuare și nu doar scandal. Ceea ce s-a întâmplat cel puțin aici în București, în sectorul 1, e un lucru arhicunoscut, nu mai trebuie să-l repetăm. Și de asta venim într-adevăr cu un candidat, din ceea ce cunosc și eu într-adevăr, George Tuță, din partea Partidului Național Liberal, susținut de către cele două partide și la fel în celelalte orașe pe care le-ți menționat. La nivelul listei pentru europarlamentare nu ni s-a comunicat nimic oficial, dar înțelegem că domnul Tudose va deschide lista. Asta am auzit de câteva zile și eu. Avem până la urmă aceleași informații. Era într-adevăr primul, să spunem, din această listă în fermoară, adică unul de la PSD, unul de la PNL. Era domnul Tudose. Nu știu dacă asta va fi decizia finală, să deschide lista cu... Dar ați renunțat la varianta unui independent pentru fie o doamnă sau un domn pentru lista asta comună? Asta am înțeles și eu și din mesajele pe care le-am văzut de la președintele Ciucă și de la prim-vicepreședintele Aleș Bogdan. S-a discutat această variantă în care cele două partide vor veni cu proprii membri în fața electoratului. Da, Silvia Dinică, candidaturi comune acolo unde aveți de fapt voi primari în mare parte. Cum se vede această alianță și în teritoriu din perspectiva voastră? Nicolae Ciucă a semnat actul de deces și oficial al PNL-ului, pentru că dacă la Timișoara a făcut asta și pune candidați PSD, în condițiile în care organizația PNL Timiș a votat în unanimitate că nu-și dorește asta, atunci ceea ce trebuie să vadă cei care vor merge la vot este că votează PNL și iese PSD. Avem Tudose cap de listă. Okay, nu e încă oficial, dar către acolo se îndreaptă. Deci alegătorul care crede în valori liberale, de fapt, votează PSD.
Iar toate aceste strategii despre candidați comuni în locurile în care primăriile sunt ale USR-ului, politica nu e despre câștigarea administrațiilor locale ca pe un trofeu. Politica este despre a asigura că administrațiile servesc nevoile cetățenilor. Deci ceea ce vedem astăzi pe noi ne mobilizează și mai tare, pentru că avem candidați în toate sectoarele, îl susținem pe Nicu Șordan pentru primăria capitalei și nu numai că vom securiza primăriile unde avem acum primari, dar vom câștiga și alte primării, pentru că Alianța Dreapta Unită oferă în momentul acesta o alternativă. Mă întorc un pic la Daniel Ciungu și apoi vin la Ciprian Purice. Înțelegem că s-a discutat un soi de pact, mă rog, o înțelegere, da, între Ciucă și Ciolacu, să nu mai să pune capăt racolărilor. E, și cu toate astea aflăm pe surse că domnul Bibarț, cred că se numește, primarul vostru de la Arad, e pe cale să treacă la PSD. În același timp înțeleg că va fi demis sau ceva de felul ăsta domnul Nica de la Timiș. În primul rând, cum se oprește această migrație a primarilor, care este efectiv în momentul de față nu mai știm care pe unde se află, la ce partide și ai cui mai sunt? Ce vreau să spun și mai devreme, am observat de la doamna Dinică, ne-a dat o întreagă listă de analize politice despre niște denumiri ale unor partide, dar n-am auzit nimic despre ce au nevoie cetățenii din acele localități. Și noi, în principal, pe asta ne axăm, inclusiv la sectorul și în Timișoara, vrem proiecte noi, nu doar terminarea proiectului început de... Adevărul că domnul Robu e cu proiecte bani. Noi. Dar întrebarea mea era, domnul Bibarț pleacă la Arad? Nu știu să vă spun nici eu, nu am alte informații despre acest caz de la Arad. Vedem dacă se adevărește sau nu. Da. Într-adevăr, și din punctul meu de vedere, nu este un lucru normal traseismul. Eu personal nu sprijin așa ceva. Înțeleg dreptul oricărui cetățean până la urmă și ales ca atunci când mergi în fața alegătorilor, într-un rând nou de alegeri, să participe la alegeri din partea cărui partid consideră că trebuie să facă acest lucru, fiind această suprapunere, într-adevăr, alegerii în iunie și începerea mandatului, de fapt, la final de septembrie, există această problemă și pentru acest motiv, ca să le respectăm și dreptul lor constituțional. Chiar dacă, din punctul meu de vedere moral, ai ales să mergi cu un partid politic, trebuie să continui acolo, chiar dacă poate nu ești mulțumit, că vorbim și de domnul Nica de la Timiș. Trebuie să rămâi, din punctul meu de vedere, în Partidul Național Liberal și să încerci să convingi majoritatea partidului, dacă reușești, despre punctul tău de vedere. Dar, încă o dată, bine, suntem într-o situație foarte dificilă la nivel național, și internațional și regional, și avem această coaliție pentru stabilitate și dezvoltare. Să știi că e o problemă mai mult de internațional și regional, că înțeleg că oamenii de știință sunt supărați că se întâmplă și prea multe misiuni de asta pe lună. Adică să știți că s-a depășit și spațiul universului cunoscut, da? Aici pe Terra, am trecut și la alte planete. Dar, eu zic să continuați așa toate partidele, dar noi avem să nu la... mai mergeți niciunii singuri în alegeri. Aliați-vă toți să nu se mai înțeleagă nimic. Ciprian Purice, să luăm ambele paliere, dar pe rând. Odată asta cu localele, cum vezi toate candidaturile astea? Doamne, sunt forțate, deci cel puțin la nivel local, ăștia s-ar omorâ la propriu de ei, dacă se prind în sedii, nu mai rămâne scaun lângă scaun. Și acum sunt puși să meargă împreună în tot felul de locuri, unde se cunosc fiefurile ale cui sunt. De la Timiș la Bacău și ce alte exemple mai vrei, ai că Brașovul nu chiar, dar, nu știu, și la Satul Mare e complicat. Am mai văzut asta, doamna Constantin, în 2012, când am avut primul USL, mie ăsta îmi pare un al doilea USL. Da, erau la Parlament mai mult. Și dar țin minte atunci, în vara aia, cu Crin și Ponta, descindeau așa prin țară, în județe, acolo unde liberalii nu se înțelegeau cu socialdemocrații și puneau să împace, să-și dea mâna ca la clasa primară. Din informațiile mele, stabilirea candidaturilor comune acolo unde nu au primari și președinți de consilii județene, adică acolo unde e USR-ul sau alte partide, e prima etapă. În a doua etapă se va merge acolo unde sunt împărțiți. De exemplu, unde are PNL primăria, municipiul, reședință de județ și PSD consiliul județean. Urmând ca în a treia etapă să se meargă acolo unde au totul. Fie liberalii, fie socialdemocrații. Pentru că după semnalul transmis de la București cum să mergem împreună candidaturi comune, vă dați seama că ar fi ridicol
ca în campanie electorală, în municipii, reședințe de județ importante din țara asta, să vedem bătălia politică între liberali și social-democrați la propriu, adică în adevăratul sens al cuvântului. Râde lumea de ei. La București, la Timișoara, la guvern, sunt împreună, avem coaliția Nicu și Marcel, iar în județe să se ciondănească, să se atace, să se critique. Știm foarte bine că în campanie electorală sunt tot felul de atacuri. Deci, din punctul meu de vedere, în următoarele săptămâni se vor încheia alianțe, candidaturi comune la nivelul tuturor județelor, mă refer aici președinți Consilii Județene, Consiliul Județean și Primărie, Municipiul, Reședință de Județ. Bun, la nivelul europarlamentarelor, Ciprian, pentru că am avut o doamnă care a plecat săptămâna trecută, independenta Ramona Chiriac, naiba o chema, așa de nu știuse nimeni de ea până atunci, a plecat din motive personale. Întâmplarea face că unele chiar erau foarte personale, dar trebuia să știe de unde vine și încotro se duce înainte să se bage în chestiunea asta și putea să și le marketeze singură dacă avea vreo rușine legată de locul din care vine și familia din care vine. Bun, Ciprian, acum înțelegem că doamna nu mai e doamnă, e un domn, dar nu se știe încă cine, dar cel mai probabil PSD, adică domnul Tudose va deschide lista. De la lansarea doamnei Chiriac pe post de candidat independent pe primul loc în lista comună, până astăzi a intervenit un eveniment major, și anume candidatul comun la primăria capitalei. Acolo unde PSD nu mai are pe Gabriela Firea. Ba dimpotrivă, PSD o are pe Gabriela Firea pe lista de europarlamentare. Deci este posibil ca Gabriela Firea să fie totuși cea care urcă pe locul întâi în fața lui Mihai Tudose, strict pe criterii să se păstreze totuși o doamnă în fruntea listei, plus, totuși, doamna Firea are o notorietate destul de bună la nivel național, chiar și o favorabilitate destul de bună la nivel național, în țară e mai apreciată decât în București, și ar fi păcat să nu folosești un asemenea asset în campanie. Dar asta cred că e o chestiune pe care ei în interior o vor rezolva. Pe de altă parte, nu se putea, cunoscând-o pe doamna Firea, ambițiile, orgolile și chiar statutul politic, nu cred că ar fi acceptat să fie o altă doamnă în fața dumneiei pe lista de europarlamentare, mai ales în condițiile în care nici măcar nu era membru de partid. Deci cred că cele două evenimente sunt legate, și anume faptul că doamna Firea a acceptat să nu mai candideze la București fără să facă o răscoală în PSD, coroborat cu faptul că va fi pe lista de europarlamentar. Eu înțeleg că nu o să plece la Parlamentul European Gabriela Firea, dar nu știu dacă o să riște cineva să o pună prima pe listă în cazul în care va fi un rezultat bun, va zice, iată, vedeți, am tras așa lista. Cred și eu că nu va pleca la Bruxelles, dar va competiționa în alegeri, tocmai ca să arate că încă e un om politic important, pentru că noi nu știm ce se va întâmpla peste vară în PSD. Ce convulsii, cine sare la gâtul lui Ciolacu dacă nu iese rezultatul bun acum la locale sau la europarlamentare. Deci doamna Firea, ca jucător politic important, are nevoie de o victorie. Da, vom vedea, mai discutăm și orele următoare și cu arzi reprezentanții partidelor. Mergem mai departe. Se complică lucrurile cu nenorocirea asta de la 2 mai, pentru că au un tupeu absolut fabulos și Pascu și dealerul lui Maru. Vor să fie liberi și vă arătăm imediat de ce. Ni se alătură Adriana Stoicescu, realizator fără de lege și condamnații. Mulțumesc mult, Adriana, că ești aici. Bună ziua! Vreau să-i rog pe colegii mei să arătăm și ce au spus astăzi avocatul, Maru în sala de judecată, avocatul lui Tudor Maru, dealerul de droguri, cel care spărgea la un moment dat farmaciile, dacă vă mai aduceți aminte, pentru tot felul de pastile, zice așa, are ofertă de angajare, urmează să se angajeze, să se integreze în societate până la o decizie finală, vrea să dea un nou sens vieții sale, să-și continue cursurile de școlarizare, are o relație mult mai bună cu familia. Dacă considerați controlul judiciar e prea mult, el va respecta și măsura arestului la domiciliu, va respecta în totalitate toate restricțiile. Acum ce zice el? Îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Eram consumator, puteam să fiu băgat într-o clinică de dezintoxicare. Din cauza mentalității nu am vrut să fac asta și îmi pare rău. Dacă mai îmi dați o măsură mai blândă, o să respect toate măsurile. Nu o să vorbesc cu nicio persoană din dosar și o să pot să-mi petrec timp alături de familia mea. No, bun, Adriana, ăștia sunt niște șmecherași, copii de bani gata, ai unor șmecheri, aici în cazul de față tatăl săracu ceruse ordin de restricție împotriva lui, dar vin dintr-un anturaj de șmecherie, de golăneală fără margini,
și el și Vlad Pascu, dorindu-și amândoi să explice că vor să se reintegreze, că au și dreptul la viața asta decentă, că au dreptul să arate că ei sunt totuși niște oameni decenți. Ăla, Pascu, vrea să urmeze cursurile unei facultăți. Ăsta, la altul, vrea să se angajeze. Astea sunt niște lucruri pe care tot în anturajul lor, tot avocații, în cazul de față la Tudor Maru nu-i vorba de familie, pentru că tatăl săracu avea probleme mari cu el. Dar în cazul Pascu e o chestiune care ține de familie, încercarea asta de a-l scăpa, de a folosi orice soluție, orice șiretlic se poate găsi în lege. Da, este o glumă de prost gust, dar din păcate legea le dă voie să facă astfel de cereri și să ceară niște măsuri mai blânde. Totul depinde acum de judecător. Acum eu pot să spun că orice arestat, indiferent pentru orice infracțiune, ajunge în arest preventiv, dacă cere o măsură mai blândă, spune așa: mi-am recunoscut, mi-am asumat greșelile, promit să mă schimb. Ceea ce spune Maru acum și cu Vlad Pascu, cu angajarea și toate astea, e din nou o glumă. De ce n-au făcut-o până acum? O fac acum, când au ajuns în pușcărie, brusc le arde de școală, le arde să muncească și să se reintegreze. Nu, e exclus așa ceva. Dar și legea permite toate aceste chestiuni. Întrebarea este, toate modificările astea legislative, că sigur te-ai uitat, Adriana, pe care le-au tot făcut în ultima perioadă, o să funcționeze pe viitor? Dacă o să mai avem cazuri de genul ăsta, o să fim de la început sigur că oamenii ăștia se duc unde trebuie, adică la pușcărie, și rămân acolo o perioadă? Nu știu, sper să ceva să se schimbe și toate legile acestea care au apărut după incidentul de la 2 mai să însemne ceva pentru instanțele de judecată, pentru procurori. Dar dacă ne uităm puțin tot la dosarul 2 mai, avem celebra judecătoare de la Mangalia care face exact ce vrea. Eu sper ca la un moment dat să se schimbe tot și să realizeze că nu niște pedepse mai dure pentru acești copii, ci prevenția contează foarte mult. Prevenția, da, eu sunt de părere că dacă nu intrăm tare de tot în toate rețelele astea, fie că sunt ele de droguri, fie că sunt de tot felul de produse de astea de farmacie, tot felul de rețete false și așa mai departe, putem să facem la prevenție că tot, era ieri pe aici doamna aia Dabija care ne explica cu telefonul copilului și nu mai știu cine, doamne, e târziu, copiii aia s-a distrus, tocmai pentru că statul român este incapabil să lupte cu ăștia la alții. Noi stăm și alergăm după doi puștani când tot Bucureștiul și toată țara sunt pânzite de acești traficanți. Ciprian Purice, mă întorc la tine. Doamne, aceste glumițe pe care le tot fac ei cu avocații, cu familia, mama lui Pascu, cu tata lui Pascu, la cred că a plecat în țară, s-o fi dus până Olanda. Domne, au dreptul să... Eu sunt de acord că toată lumea are dreptul ăsta de a se reintegra, de a reabilita. Problema e că la noi toată lumea se reintegrează. Nimeni nu răspunde pentru nimic în țara asta. Și polițiștii ăia de la Constanța se reintegrează și ei, dar în alte județe. Sau la pensie specială. Și judecătoarea asta, să vezi, o să se reintegreze și ea, dar probabil pe o altă funcție în alt județ. Dar nimeni nu răspunde și tot mor copii și tot se întâmplă tragedii în țara asta și nu răspunde nimeni. Eu o să fiu puțin avocatul diavolului în speța asta, în sensul că așa e statul de drept. Astea sunt legile, ei folosesc toate chichițele avocățești ca să-și îmblânzească pedepsele sau să scape de ele. Nu e problema lor, dacă vreți, dacă ei se țin de cuvânt, de promisiunile, de angajamentele pe care și le iau acum în fața magistraților ca să scape mai ușor, ci e problema sistemului. Pentru că dacă, de exemplu, am avea în caz de recidivă o dublare a pedepsei, adică să se ducă 25 de ani la pușcărie Maru dacă mai face ce a făcut, sau Vlad Pascu, adică noi trebuie să înțelegem că poate dintr-o sută de asemenea condamnați, sau 10, uite, ca să reducem numărul, din 10 poate unul chiar să face, se reabilitează și își schimbă stilul de viață. Și nu, e și un principiu în drept, in dubio pro reo, adică pentru un om care vrea să-și schimbe viața, n-are rost să condamn pe toată lumea. De asta spun, problema este că în legile noastre, în chestiuni de recidivă, în special, și de droguri în cazul particular, sunt foarte, foarte blânde. Pentru că dacă noi le-am dat control judiciar băieților ăștia, i-am lăsat să meargă la școală și i-am vedea că se întorc la ceea ce făceam și pedepsele ar fi foarte, foarte aspre, atât de aspre încât să genereze breaking news-uri, încât toată mass media să vorbească,
atunci cei care și-ar relua obiceiurile ilegale s-ar gândi de două ori. Dar la noi, vedeți, recidiva e așa, păi, o chestie cu plus un an, da, plus doi ani. La mișto. Oana. Da, Adriana. Legislația permite. O să vă dezamăgesc, să știți că pedepsele pentru trafic de droguri și consum erau mult mai mari înainte. Am avut la emisiune sâmbătă un băiat care a ajuns în pușcărie pentru 25 de ani. Pe baza consumului de droguri a omorât pe cineva. Și îmi spunea, eu am venit, dacă veneam pentru consum de droguri, veneam pentru 7 ani. Asta. Și mi-a spus, nu, pedepsele acum sunt mult mai blânde decât în trecut. Și el spunea să se meargă pe prevenție, că nu... Nu-i sperie cu nimic pedepsele acestea mari. Da, Silvia Dinică, într-adevăr, au fost mai mari, s-au umblat la ele, oricum nu se dau cum trebuie. Pe lângă asta, apropo de recidivă, nerecidivă, domne, băiatul ăsta Pascu a mai avut niște dosare pe care justiția le-a închis, spunând următoarea chestiune, domne, e prea costisitor să judecăm asta versus ce avea ăla acolo, un gram sau... Adică dacă plecăm de la premiza asta... Nu mai închetăm pe nimeni, drogurile circulă la liber pe străzi, ceea ce oricum se întâmplă. Și mai e ceva aici. În primul rând, declarațiile avocatului puteau fi făcute altfel, puteau fi reformulate altfel. Pentru că, din primul moment, noi toți am reacționat după ce le-ați difuzat. Adică, noi toți ne-am revoltat că felul în care un avocat vorbește este cu astfel de non-argumente. Și da, apoi vine zona asta în care justiția trebuie să răspundă ferm la astfel de infracțiuni. Și după aceea e zona aia în care trebuia să fi făcut ceva astfel încât copiii ăștia să n-ajungă aici. Dar în momentul ăsta vedem că justiția este mult prea slabă și că adevărații traficanți, cei care aduc în țară cantități mari de droguri și care capturează tot acești tineri în sistemul ăsta de distribuție, la ei nu se ajunge niciodată. Pentru că dacă s-ar ajunge la ei, atunci noi toți am căpăta încredere și după aceea am vedea că, deși nu se va întâmpla peste noapte, începem de undeva. Pentru că tot timpul este senzația asta că nu se întâmplă nimic și că vedem doar că sunt din ce în ce mai multe victime ale drogurilor. Da, Daniel Ciungu, cum rezolvăm problemele astea? Că se umblă la pedepse, înțelegem că devin mai mici, facem 1 milion de legi, nu le aplică nimeni, copiii ăștia își bat joc de noi toți pe la televizor. Avem de curând promulgată de președintele Iohannis chiar legea numită 2 mai, unde au crescut pedepsele pentru traficanți, au fost integrate inclusiv ce vorbeați mai devreme, pe cele produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Propriu zis, ce se încearcă prin... sau ce făcea și acest trafican luat din farmacii. Deci au crescut și acolo pedepsele. Se vorbește de asemenea de a nu mai avea această pedepsă cu suspendare pentru traficanți. Se lucrează, drept urmare, într-un sens pozitiv, zic eu, la legi. Într-adevăr, avem nevoie de mult mai multă experiență pentru poliția română să prindă acești traficanți. Suntem într-o situație de început pentru țara noastră, alte țări din Europa de Vest au această situație de zeci de ani și învățăm și de la ele, avem parteneriate inclusiv cu Olanda, în a încerca să antrenăm polițiștii noștri și să prindem într-adevăr aceste rețele de traficanți. Legat de partea de prevenție, se mai întâmplă în școli, dar e într-adevăr, cred eu, foarte puțin și acasă părinții, avem acest caz foarte specific, părinții trebuie să facă mai mult, să aibă grijă cu adevărat de copiii lor, pentru că lumea în care trăiesc, mai ales cea online, este mult diferită. Adică vorbim de o diferență generațională foarte mare și părinții trebuie să-și dea mult mai mult timp pentru a înțelege în ce lume trăiesc copiii lor și să le fie cu adevărat prieteni, astfel încât să nu ajungă în astfel de situații. În cazul de față, am văzut acele eu știu, declarații nefericite sau, nu decizii, dar cu judecătoarea de la Mangalia. La nivel de profesie vom vedea ce verdicte va da, dar la nivel personal, în momentul în care a avut în acele două cazuri separate întrebări de genul dați-mi cel mort, dați-mi buletin sau tatăl celui mort, cine sunteți dumneavoastră, e foarte dificil, bineînțeles, într-un astfel de caz de anvergură în presă să nu fi revoltat.
Da, mai rămânem cu revolta. După atâtea cazuri oricum, nu doar de droguri, orice se întâmplă în țara asta, am rămas toți cu revolta, am țipat, toți ați berat, nu contează, nu se întâmplă nimic, de fapt. Adriana menționa, Daniel Ciungu, legea asta 2 mai face vreo diferență? Da, singura diferență este că pentru consum și astea nu mai poți primi cu suspendare o pedeapsă sau dacă ești la prima abatere. Eu cred că nu va rezolva nimic din tot ceea ce m-a apărut, să zic așa, după 2 mai. Noi ar trebui să avem polițiștii specializați, să avem ofițeri sub acoperire infiltrați în rețelele acestea care să ducă până la vârful lor, dar din păcate nu avem așa ceva și avem astfel de cazuri. Noi avem complici. Uitați-vă la Maru și acest Maru și Vlad Pascu au dosare împreună de când aveau 13 ani. Maru întotdeauna îl aproviziona pe Vlad Pascu. Vlad Pascu la un moment dat a făcut și plângere că nu i-a dat droguri de bună calitate și l-a dat în gât la poliție. Deci de ani de zile. Mă refer la cei doi. Și ăștia sunt doar doi puștani de aici, din București, de pe Dorobanți. N-are nicio legătură cu traficul ăla mare, adevărat. Doi puștani care au fost în atenția poliției, da, și a serviciilor antidrog, dar nu s-a făcut nimic. Da, pentru că impresia mea e că nu suntem pregătiți pentru unul treaba. Unul dintre dosare l-a avut chiar domnul Sone, fost șef la antidrog. Și nu s-a întâmplat nimic. Ia uzi, da, că vorbim ora viitoare cu domnul Sone, o să-l întreb. Bine, mulțumesc foarte mult, Adriana, că ai fost aici alături de noi. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem, iarăși ne amenință că ne plafonează prețurile, o să trăim bine și o să mâncăm ieftin. Problema este că pesticide cât cuprinde până toate aceste legume, fructe de sezon. Ne întoarcem. Din nou în direct, câtă vreme noi producem hrană curată, nu e prea ușor de explicat de ce în legumele și fructele de pe tarabele din România sunt o mulțime de tipuri de pesticide, 10 pesticide într-o salată, spun experții, dar și medicii, pentru că am mai discutat despre asta aici inclusiv cu medici, peste 450 de ori mai multe pesticide în verdețuri, de exemplu, peste limită. Ni s-a alăturat discuției și Ștefan Muscă, fermier, președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți din România. Bună ziua, domnule Muscă! Muscă. Bună ziua, România, mulțumesc pentru invitație. De unde naiba vin astea, domnule Muscă, în halul ăsta? Am ajuns mai mult pesticide decât... Zici că mănânci legume, fructe, e și sezonul, e și Paștele, acum postul Paștelui, și aflăm că într-o căpșună sunt 20 de pesticide, 10 într-o salată. Stimată doamnă, supărarea mea cea mai mare este că eu de foarte mulți ani am țipat într-una și am spus clar, vreau să fie verificate toate legumele din țara românească care ajung în piețe și merg pe mesele românilor. Pentru că eu, de 2 ori pe săptămână, merg în piața la Pucheni. În piața la Pucheni, un singur rând de tarabe este cu produse românești, restul sunt aceleași produse aduse din afară. Acești comercianți cumpără marfa din Pucheni și merge cu ea pe tarabele din București. Vreau să fie verificate toate, și cele românești, să fie verificate și cele din străinătate. Și atunci trebuie să scoatem odată la lumină cine face acest lucru, pentru că noi niciodată și nu vom fi de acord ca să otrăvim, să îmbolnăvim copiii țării sau populația țării, băgând noi peste norma de pesticide, ca să ne fie nouă mai bine să ne îngroșăm buzunarul. Este momentul ca acești oameni să dea drumul la laboratoare, să facem verificare tuturor, pentru că am văzut, de exemplu, la spanac. Spanacul este 12 lei pe tarabă, în supermarket este de 2 ori sau de 3 ori. Omul se duce și cumpără de acolo, considerând că este mai sănătos. Nu este cazul ca aceste laboratoare să-și facă datoria și nu este cazul să otrăvim poporul român și copiii. Dar, domnule Muscă, știți ce vreau să vă întreb? Ele intră și se întâmplă în continuare în țară, se modifică pe lădițe, se pune tricolorul și sunt made în România, ca să mă exprim așa, și la finalul zilei ni se spune, aoleu, dar astea sunt în România, de fapt.
și sunt tot producătorii noștri trași la țintă, cu toate că ele în general sunt non-UE, sunt din Turcia mai mult, sau sunt și state aici în Europa unde nivelul pesticidelor e de 16 ori, de 20 de ori mai mare decât la noi. Olanda, Austria, de exemplu, ăștia sunt campioni la pesticide. Păi noi dacă aici în România dăm 650 de grame, atâta ne permite Comunitatea Europeană, cei din Olanda dau 8 kg, cei din Franța dau 3 kg de pesticide, atâta li s-au aprobat. Noi nu vrem decât să fie verificate, fie că e produs românesc, fie că e, pentru că ceea ce a spus dumneavoastră este adevărat. Vine, se reambalează, se pune tricolorul și spune că este marfă românească. Vrem da. Să fie verificate tot ce ajunge pe masă. Și în contextul ăsta vine ministrul agriculturii, care se luptă azi și cu citirea moțiunii, mâine e votul în moțiune simplă în Parlament, introdusă de voi, Silvia Dinică, la USR. Vine și spune: vreau să plafonez prețul la produse românești. Care naiba stalea românești? Cât mai poate să suporte producătorul român să-i tot impunem noi din PIX diverse prețuri și diverse condiții? E inacceptabil ce face ministrul Barbu, am depus moțiune, n-are ce să caute la Ministerul Agriculturii, are un lung șir de declarații, dar și de lipsă de reacție, așa cum spuneați, și nu este în măsură să mai conducă acest minister, pentru că da, într-adevăr, trebuie făcute controle, instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. De la cele de la vamă, pe unde intră aceste produse, până la verificarea celor care fac agricultură și care prejudiciază pe cei care până la urmă se luptă să aibă niște produse sănătoase și au cheltuieli pentru asta. Deci fermierii onești, fermierii care își fac treaba versus cei care până la urmă au profituri nejustificate din toate aceste intermediere, Ioana, pentru că pentru produsele astea, din momentul când sunt luate de la fermă până când ajung pe masa cetățeanului, intervin tot felul de intermediari care sunt, de fapt, cei care fac profit. Iar faptul că plafonăm tot produsele românești, nu vom face decât să-i pedepsim și mai mulți pe oamenii ăștia care își fac treaba. Pentru că plafonarea asta înseamnă că vor avea și mai puțină marjă pentru a ajunge la, da, pe raft și în farfuria cetățenilor. Eu înțeleg, Daniel Ciungu, de unde pleacă povestea, dar cred că lipsește undeva o înțelegere economică din partea guvernului, că aici nu-i vorba doar de Ministerul Agriculturii, aici tot guvernul. Câtă vreme ai cel mai mare preț la energie pentru producătorul român, indiferent că el produce pită sau produce roșii, și oamenii ăștia folosesc solarul și folosesc foarte multă energie, nu are cum să fie competitiv. Nu poți să vii să-i spui că trebuie să aibă 20% adaos, că l-ai nenorocit, nu mai intră veci în niciun magazin, niciunde. Deci eu nu înțeleg, măsurile astea sunt ca să distrugem bruma de producător român care a mai rămas, sau măsurile astea sunt ca ce? Să-i ajute pe producătorii români? În sine, măsura unei plafonări e un lucru care poate funcționa doar pe termen scurt. În orice teorie economică, mai ales că vorbim de o piață liberă, este normal să lași prețurile la liber și competiția se va asigura că prețurile scad. Legat de partea de pesticide, într-adevăr, instituțiile statului trebuie să verifice substanțial mai mult, cred că cu asta suntem cu toții de acord, orice produs intră fie în piețele agroalimentare, fie în supermarketuri, indiferent de, să spunem, ce naționalitate are proprietarul acelui supermarket, că este român sau este străin. Legat de măsuri de plafonare, drept urmare, repet, nu cred că este o soluție de viitor, inclusiv că vorbeați de energie, se compensează la energie, au scăzut și normele, sau vor scădea în curând și normele de compensare, tocmai pentru că a scăzut și prețul energiei la nivel european, nu a ajuns încă la nivelurile de dinaintea începerii războiului din Ucraina și mă gândesc că se va întâmpla treaba asta foarte curând, dar sunt mai scăzute decât au fost anul trecut. Și inclusiv compensarea poate, drept urmare, să scadă. Deci, cred că ușor, ușor ne îndreptăm din nou către redeschiderea către piața liberă și asta este o soluție bună pentru toți, pentru că pe orice teorie economică ne uităm și pe orice realitate din trecut, vedem că ăla e momentul în care încep să scadă prețurile. Da, păi absolut normal. Ce încerc să spun este că în continuare orice producător din România plătește un preț mai mare, aproape cel mai mare din Uniune. Mă refer la IMM-uri, la producătorul român de varză, care
pe care o udă și folosește energie, dacă are un solar. Vorbim în termeni foarte simpli, că oamenii trăiesc într-o lume reală și foarte simplă. Nu în lumea asta așa cu tot felul de bazaconii care se întâmplă anul ăsta electoral. Toate bazaconile din lume cu fundițe sclipicioase ni le-ați adus, în loc să vă ocupați de lucruri simple. Verdeața aia de pete arabă se udă, deci se folosește curent, că nu cară apa din baltă cu găleata. Ciprian Purice. Și totuși, nu înțeleg, noi luăm măsuri pentru români, pentru producătorul român, sau avem o politică de încurajare a importurilor? E atât de bună întrebare asta, încât e un răspuns atât de complicat. Lucrurile trebuie să înceapă dintr-un punct și să se termine, să spunem, în 5 ani de zile. Și atunci abia o să credem un guvern sau o echipă de politicieni că vor să facă ceva. Și o să dăm un exemplu concret. Ziceați de căpșuni. Păi căpșunile fără pesticide se strică în 2 zile. Deci n-are cum agricultorul român să producă căpșune fără pesticide și să aibă așteptarea să le și vândă și la un preț bun, fără să-și asume niște pierderi, ori el, ori retailerul, niște pierderi uriașe pe care le aruncă la coș de gunoi, pentru că cele bio se strică în 2 zile. Oricine a cules o căpșună dintr-un strat al bunicii știe că trebuie să o mănânce imediat. La fel la roșii, la fel la castraveți. Deci noi dacă vrem cu adevărat să avem alimente bune de producție internă, mai întâi trebuie să punem la punct distribuția, aprovizionarea, păstrarea, depozitarea, retail, asta e o moarte, depozitarea, da. Depozitarea, pentru că altfel, la roșii, de exemplu, în piețele mari din București să mai găsesc producători în toiul verii de roșii. Dar funcționează pe sistem, îi spui de astăzi și ți-aduce mâine exact câte vrei. Știu. Și la multe alte produse. Da, nu au condiții de depozitare. Nu mai e mult timp. Domnule Muscă, sunteți de acord cu plafonarea asta la produse românești? Cum o înțelegeți? Cum o percepeți? Într-un minut, vă rog. Păi da, noi suntem de acord, dar văd că nu prea mișcă. Ce, nu știți că am mai discutat? Dacă s-a plafonat la pâinea de 300 de grame, n-a mai făcut-o de 300, a făcut-o de 400. Dacă s-a plafonat la ouă, n-a mai venit cu cartonul de ouă de 20, vine cu ăla de 30. Ce credeți, că pierde cineva țara asta? Adică supermarketul, le învățăm noi cum să-și facă business-ul, ei sunt veniți să pună mâna pe bani, ei sunt veniți să facă afaceri. Ei n-au venit să gândească la poporul român. Nu știu dacă este chiar neapărat ceva benefic pentru poporul român. Avem nevoie de spații de depozitare, avem nevoie de linii de procesare, avem nevoie, dacă vrem să mai ținem pe linia de putere producătorul de România. Altfel vă spun eu, în orice caz anul ăsta va muri foarte mulți oameni. Adică va muri foarte multe firme, pentru că nu avem piață de desfacere la această oră, nu avem nicio posibilitate de vânzare, vorba colegului de platou, domnul Ciprian, marfa naturală a noastră bio se strică în 2 zile, nu mai cum, și atunci când mergi la piață și vezi că te întorci cu jumătate de marfă înapoi, da. Și ăstora din import e depus la muzeu, rezistă și 3 ani sau 10, cât zice coaliția că vrea să guverneze. Mulțumesc mult, Ștefan Muscă, Silvia Dinică, Ciprian Purice, Daniel Ciungu. Pauză, ne întoarcem de la fix, să discutăm și despre PNC, dar și despre ultimele decizii din coaliția de guvernare. Revenim repede.